Știm foarte bine că mâine este Consiliul Local. Este un punct pe ordinea de zi pentru nominalizarea unui consilier cu atribuții de viceprimar. Politic vom alege dintre cei doi nominalizați, domnul Dorel Mureșan și domnul Pop Ștefan, dar ne dorim un om care să fie pragmatic, un om de teren, un om care să coordoneze lucrurile care țin de dezăpezire, curățenie, drumuri, lucrurile care trebuie făcute și acum și, bineînțeles, în primăvară. Imaginați-vă, și spun lucrul acesta în special domnului Rob, că astăzi, după ce ieșim de aici, zăpada este topită. Inițial ar trebui să ne bucurăm dacă ne gândim la treaba asta. Dar gândiți-vă ce se întâmplă cu toată mizeria adunată sub zăpada asta, mizeria adunată din august, septembrie, octombrie, noiembrie încoace. Pentru că nu s-a mai măturat în acest oraș. Nu s-a mai curățat pe niciun fel de stradă. Am 4 cutii în care am toate pozele. Le are și domnul Rob. Eu la aia din prima dată dădeam cutiile în cap dacă vedeam că după 2 zile nu-și fac treaba. Dar asta înseamnă o bătaie de joc la adresa cetățenilor, dar și la adresa unui om care e pus acolo să reprezinte politic Consiliul Local, respectiv Coaliția, să reprezinte cetățenii. Am încredere că acest to-do list va fi îndeplinit de domnul Rob și că lucrurile care țin de onoare, respectiv emisia de onoare, retragerea sprijinului politic, excluderea din Forumul Democrat German, lucruri care sunt suspendate timp de o lună de zile, vor fi date uitării. Eu știu că dânsul este un om care ar dori să facă. Și colegii mei, și cetățenii, și dumneavoastră, cei din presă, suntem toți dispuși să dăm o mână de ajutor. Cred că cu foarte mult curaj trebuie să ceară unora ori eficiență mai multă, ori dacă n-au chef, cred că trebuie să plece. Toți, în unanimitate. Și avem aici demisia. Avem aici demisia domniei sale pe care o suspendăm. Data de 30, pardon, de astăzi. Astăzi a fost depusă. N-am văzut documentul. Este înregistrat. Este înregistrat, dar cu data de azi, înregistrat la primărie, nu facem asta. Cred că este sub domnie sale. Domnul Rob are posibilitatea oriunde de salariu ce poate. Ați votat să am votat retragerea sprijinului politic, nu putem să votăm în comisia domniei sale. Sprijinul politic este al coaliției. Nu i-a de mine. Este un protocol de funcționare al coaliției. Este un protocol de funcționare al coaliției. E simplu. Dar dumneavoastră nimic nu e simplu, deci nu ați spus în cutia aia. Nu, dar coaliția nu e partid politic, nu are cum să exact o coaliție. Este o formă în care s-au adunat toate unitățile politice. Care este statutul de coaliție? De alianță electorală. Care este valabilă conform legii?